Români, umpleți sala polivalentă. Gulden, ia-o pe Bora Gulden. Jakobsen, Kurtovici. Extraordinar Kurtovici. Prima linie împotriva danezelor. Cristina Neagu, ceriți grupa. CSM Midtjylland. Duminică de la 15:45 în direct la Digi Sport. Doamnelor și domnilor, sunt Severin Călinescu și vă invit de la această oră să vedem un meci din etapa 8. Dat la Brăi, Dunărea și CSM Roman. Altădată un duel de cupă europeană și pentru podiumul Ligii Naționale. Acum este un meci care se dispută între două echipe aflate la mijlocul clasamentului. Roman este pe locul al 7-lea, 24 de puncte. Brăila pe locul 9 cu 23 de puncte. Un singur punct așadar desparte cele două echipe. Dar cele din față sunt destul de depărtate ca număr de puncte. În spate, de asemenea, există o diferență consistentă între locul 9 Brăila și locul 10 Universitatea Cluj, numai puțin de 9 puncte. Două echipe care se află în plin proces de reconstrucție, echipe care și-au schimbat antrenorii la începutul sezonului sau pe parcurs. Iată Dunărea Brăila cu Bianca Aron și Adriana Medvedova, jucătoare de semicer, Cristina Gheorghe, Ana Maria Berescu, Cătălina Preda, Florentina Craiu, Diana Munteanu, Oana Cârstea, Diana Axinte, Daniela Corban, Gianna Ilina, Irina Șuțca, Alina Vâtu, Anca Ciuclaru, Ștefania Epurearu și Maria Șteriova. Antrenorul Dunării Brăila este Florentin Pera. De partea cealaltă, Dumitru Mușii, antrenorul celor de la CSM Roman. Are pe foaie doi portari, Andreea Polocoșer și Victoria Timoșencova, jucătoare de semicer, Loredana Vartic, Lăcrămioara Câlici, Ana Maria Popa, Mihaela Stănciulescu, Oana Chitacu, Teia Ferfolia, Carmen Stoleru, Iașna Bolievici, Alexandra Iovănescu, Ionela Dinu Simion, Ana Maria Simion, Miriam de Souza, Anca Polocoșer. În tur, Brăila a reușit să câștige la Roman cu 27-24. Probabil că brăilencele își doresc foarte mult să își ia revanșa. Atunci Stoleru a marcat cele mai multe goluri pentru Roman, 6, Axinte și Șteriova câte 7 goluri. De remarcat că ambele echipe ne-au reprezentat în acest sezon al cupei EHF, din păcate au fost eliminate. Roman de echipa ungară Dunai Varoși în turul al doilea al cupei EHF, iar Dunărea Brăila a fost eliminată de Biasen ca și în sezonul trecut, o echipă din Norvegia. În sezonul trecut, Brăila, care a terminat pe locul al doilea, a câștigat ambele meciuri, 27-23 pe teren propriu și 20-18 la Roman. Aruncarea de începere pentru echipa gazdă, Dunărea Brăila, spuneam, mult schimbată față de sezonul trecut. Florentin Pera i-a luat locul pe bancă lui Costică Buceschi. 12 jucătoare au plecat, alte 12 au venit. Chiar în ultima vreme au mai plecat jucătoare de la Dunărea Brăila, dar voi vorbi despre acest lucru pe parcurs. O primă aruncare de la 9 metri. Oana Cârstea repune de la margine, recunoscută echipa din Roman pentru apărarea pe care o face. Doi antrenori care își leagă numele de Roman. Florentin Pera a antrenat multă vreme HCM Roman, vechea entitate. Dumitru Mușii o antrenează acum. Cei doi au fost tehnicieni și la Constanța. Mușii, o carieră întreagă aproape, pot spune fără să greșesc, că Florentin Pera ceva mai puțin, din păcate a retrogradat cu echipa din Constanța, Florentin Pera, dar situația era una foarte grea atunci, ca și acum. Doi antrenori din generații diferite. Iată primul atac al Romanului, Carmen Stoleru este conducător de joc. Iașna Toșcovici, care s-a măritat acum
se numește Boljevici. Miriam de Souza, o echipă, o jucătoare foarte multe, aproape 200 de selecții în naționala Portugaliei. Este blocată Boljevici. Iată-o în imagine. Stoleru se apără, Druțu în centru, minge ajunge însă pe inter stânga la Miriam de Souza, care înscrie primul gol al meciului. Excelentă pătrunderea Alinei Țeții Vâtu. Gol marcat de ea, un cartonaș galben pe care îl primește Ana Maria Simion. Arbitrii acestei întâlniri sunt Georgian Băducu și Răzvan Voicu din Buzău, 1-1 așadar. Pas până la Simion în extrema dreaptă. Întoarce Boljevici, aruncă la poartă, dar blocajul brăilengilor deviază mingea. Va fi aruncare de la colțul terenului pentru Roman. Aproape 200-250 de oameni asistă la această partidă. Romanul a venit de ieri pentru a-și lua toate măsurile de siguranță. Sigur, e o iarnă târzie în toată România și peste tot sunt probleme. Ana Maria Iovănescu a executat aruncarea de la 9 metri. Stoleru se apără însă Irina Șuțca. Foarte bine. Stoleru aruncă de la distanță, dar paradă a portarului Adriana Medvedova, o slovacă care a venit în vară de la Juventa Mihalovce, cu care a luat 3 titluri în Slovacia. Este titulara porții în naționala Slovaciei. Iată încă un reflex foarte bun pentru Adriana Medvedova. De curând, Elena Voicu, obișnuita jucătoare din poarta Brăilei, a ales să plece de la echipa pentru care a jucat 8 ani și jumătate. Gol marcat acum de Anca Polokoșer, de Maria Șteriova. Și Romanul înscrie la rândul ei prin Ana Maria Popa. Fostă Iuganu. Spuneam, Elena Voicu a plecat, s-a transferat la Măgura Cisnădie. Au mai plecat Lăcrămioara Stan, un alt portar, Natasha Antic, de asemenea portar, Ana Maria Micu, practic toți portarii Brăilei au plecat de la echipă față de sezonul trecut, ori în vară, ori acum în ultima perioadă. Gol marcat din extrema dreaptă de Cătălina Preda. Dunărea conduce cu 3-2. Boljevici aruncă, recuperează acum Șuțca. Șteriova încearcă angajarea pivotului. Contraatac pentru Roman, gol marcat de Ana Maria Popa. Pe lângă portarii Elena Voicu, Lăcrămioara Stan, Natasha Antic și Ana Maria Micu, au mai plecat de la Brăila Eliza Buceschi, Mădălina Zanfirescu, Gabriela Perianu, Bianca Tiron și Mihaela Obedeanu la 9 metri. Extremele Aneta Udriștoiu, Andreea Lipară, Andreea Orșivski și pivoții Timea Tătar și Cristina Nan, de asemenea părăsit de curând echipa din Brăila. Au fost ceva probleme financiare care s-au rezolvat la finalul lunii decembrie, așa cum a anunțat președintele George Caranica. Gol marcat acum de Irina Șuțca, pivot cu imensă experiență în Liga Națională. Ucraineanca a jucat la Bacău, la CSM București, la Ploiești și la Dinamo. În sezonul trecut a evoluat pentru Dinamo. Dinamovistele au pierdut promovarea în fața Unirii Slobozia, care era antrenată de Dumitru Mușii, actualul antrenor de la Roman. Foarte bună angajarea lui Iuganu pentru Iovănescu.
gol marcat de echipa din Roman. Diana Druțu Munteanu a primit cartonaș galben. A revenit Diana Druțu după ce a născut. Ultima echipă la care jucase Diana Druțu acum un an, înainte de pauză, a fost chiar Romanul. Oh, aruncare de la mare distanță, gol marcat de aceeași Maria Șteriova, o macedoneancă de 27 de ani, venită din Turcia, de la Kastamonu, viitoarea adversară din Cupa EHF, faza lăului, gol marcat de Bolievici. Multe goluri la începutul meciului, jocul este unul deschis. Am comentat meciuri dintre cele două echipe care au avut foarte puține goluri. Mi-amintesc chiar de un 16 la 13 acum vreo 3 ani. Acum însă se marchează un stil probabil impus de cei doi antrenori. Greșește Șteriova. De Souza a recuperat și a lansat-o pe contraatac pe Carmen Stoleru, care a înscris. Țeții acum forțează în atac. Nu iese contraatacul Romanului. Iată-o pe De Souza și apucă jucătoarele Dunării Brăila să se organizeze în apărare. Spuneam, în clasament Romanul 24 de puncte, pe locul al 7-lea Brăila, pe locul 9 23 de puncte Brăila, 7 victorii, 2 egaluri, 8 înfrângeri Romanul, 8 victorii și 9 înfrângeri. Încă un gol marcat de Bolievici. Doar 5 jucătoare au mai rămas la Brăila din sezonul trecut: Gheorghe, Preda, Axinte, Ciuclaru și Epureanu. În condițiile în care o altă jucătoare, Gabriela Suci, care a apucat să evolueze în acest sezon pentru Dunărea Brăila, a rămas însărcinată și nu mai poate evolua, evident, până la începutul sezonului viitor. Bun atacul succesiv al Dunării Brăila în viteză. Golul marcat de Alina Țeții Vâtu din extrema stângă. Gabi Suci este însă antrenoare, se ocupă de o grupă de mini-handball a echipei din Brăila. Nu este singură și Alina Țeții are în pregătire tinere junioare. Un lucru foarte bun că handbalistele care evoluează în Liga Națională oferă modele viitoarelor handbaliste. Protestează Florentin Pera, îl știm, un tip vulcanic atunci când începe meciul și până se termină, apoi este o fire cât se poate de calmă, de sociabilă. Ați văzut și pe Dumitru Mușii ceva mai devreme. Acum o forțare, se grăbește Șteriova. Este culoar acolo, dar Șteriova n-a reușit să prindă mingea. O jucătoare a Romanului rămăsese prăbușită pe semicercul advers. Au încercat jucătoarele Dunării Brăila să grăbească atacul tocmai pentru a avea acel plus în atac față de apărare. Pasa a venit însă ceva cam în spate. O foarte talentată jucătoare este conducător de joc la Dunărea Brăila, Daniela Corban, 22 de ani, medaliată cu aur la Mondialul de Junioare din 2014. A fost însă, a avut ghinioane în care a fost de două ori accidentată grav. Acum De Souza aruncă în plasa laterală. A fost operată de două ori la același genunchi, accidentată prima oară în 2015 la un turneu de junioare cu Naționala României. Federația nu s-a interesat de ea și a trebuit să-și plătească operația. Un lucru care, după părerea mea, este de neacceptat. Atunci când s-a accidentat la un meci al echipei naționale. Ea a fost transferată de Corona, accidentată, a mers apoi la Slobozia,
Din nou accidentată Slobozia, ales-o împrumute la Dunărea Brăila. Acum este în plin proces de a-și regăsi ritmul de competiție. Daniela Corban, așadar, să o urmărim în centru. Acum o pasă până la Țeții Vâtu, care înscrie. Dunărea Brăila reușește să egaleze în minutul 13. Meciul face parte din etapa 18-a. S-a jucat deja o partidă. CSM București a învins Corona cu 37-21. Celelalte meciuri: Slobozia Cizdădie, Danubius Galați Rapid, Zalău Craiova, Universitatea Cluj-Bistrița și Slatina Vâlcea. Un alt derby al Olteniei, Slatina Vâlcea. Așa cum a fost și, sau cum sunt meciurile dintre Slatina și Craiova sau Vâlcea și Craiova. Pare cald deocamdată Dumitru Mușii. Dumitru Mușii l-a înlocuit în timpul campionatului pe banca Romanului pe Constantin Ștefan. A fost o peridare a antrenorilor, să spunem. Constantin Ștefan a plecat de la Roman, a preluat pe Dinamo. Mușii, care își încheiase colaborarea cu Slobozia, a venit pe banca Romanului. La Slobozia antrenează Gheorghe Covaciu, care l-a schimbat pe Dumitru Mușii. Un efect, pardon, o reacție cauză-efect, să spunem. Ratarea Alinei Țeții, care pune o boltă pe poartă. În poarta Romanului, ucraineanca Victoria Timoshenkova. Carmen Stoleru, conducător de joc, le-a arătat colegilor sale schema. O linie de 9 metri puternică, mobilitatea lui Carmen Stoleru, combinată cu forța de aruncare a Interului dreapta Bolieva. Bolievici, pardon. Toșcovici, Bolievici. De Souza apare și ea, o handbalistă foarte talentată și experimentată. Contra-atac, din nou ratează Țeții. Romanul vine după două victorii la Galați și cu Slobozia pe teren propriu în ultima etapă, 23-18. Cele două victorii au fost legate de echipa lui Dumitru Mușii după înfrângerea cu CSM București, 25-29, deloc un meci rău. Are 3 victorii și 4 înfrângeri în 2018, iar de la venirea lui Mușii, 3 victorii și 2 înfrângeri. În deplasare, 4 victorii, 4 înfrângeri. A câștigat la Galați, Slobozia, Craiova și Universitatea Cluj. În etapa viitoare joacă un meci intens în deplasare la Măgura Cisnădie. Ambele echipe sunt calificate în sferturile de finală ale Cupei României. Romanul va juca cu Danubius Galați după ce a reușit surpriza în optim, 27-22, cu Craiova. 7 jucătoare au venit în vară, alte 7 au plecat. Printre ele portarul Georgiana Martin, Luciana Popescu, a rămas gravidă, Irina Glipco, Clara Vădineanu, Nicoleta Rusu, Raluca Grigoroaia a rămas și ea gravidă, Cintia Tomescu de asemenea a plecat. Cea mai bună marcatoare este Toșcovici Bolievici, 78 de goluri. Un rar exemplu de constanță pentru Dunărea Brăila. Ultimele 5 sezoane a terminat pe aceeași poziție, locul 5. În sezonul trecut a fost la 29 de puncte de CSM București și la 13 puncte de Dunărea Brăila, care, spuneam și ceva mai devreme, a devenit vicecampioană a României. Pe următoarea pauză voi citi
și o serie de date statistice ale Dunării Brăila. Deocamdată urmărim atacul Romanului. Nici o schimbare la 9 metri de Souza. Stoleru, de Souza, Toșković, de Souza. 32 de ani are Miriam de Souza. Simion. S-a fluierat o infracțiune. Probabil un joc pasiv. Se aflau de multă vreme în atac jucătoarele Romanului. Chiar înainte de timeout, cred că intraseră în prepasiv. Diana Druțu Munteanu în Inter dreapta primește acum. Încășare bună a pivotului, șuț care reușește să înscrie. Cartonaș galben pe care îl primește Toșković. A venit Alexandra Iovănescu în pivot. A început handbalul mare. Alexandra Iovănescu avându-l alături pe Dumitru Mușii, care este antrenor și acum. Mingea n-a mai ajuns la pivot. Puțin dezorganizate jucătoarele Romanului și gol marcat de Gianna Ilina, o jucătoare din Belarus, de 1,70 m, venită vara trecută de la Vardar Skopje. A jucat în sezonul trecut de Liga Campionilor pentru Vardar, finalista ligii. N-a jucat în finala cu Gheor însă. A mai jucat la Gomel și la Astrahanovka Astrahan în Rusia, internaționala din Belarus. A fost eliminată între timp Toșković, care primise mai devreme cartonaș galben. Stoleru, Iovănescu, iese la intercepție Șteriova, poarta este goală. Gol marcat de Șteriova. Înscrie Dunărea Brăila în inferioritate și se desprinde la 3 goluri. Ce bine s-a lansat Șteriova. A anticipat perfect pasa riscantă a adversarelor. Loredana Vardic este acum conducător de joc la Roman. De Souza, Vardic, Iovănescu, de Souza, Stoleru încearcă să arunce de pe picioare. A făcut-o în blocajul brăilencelor. De Souza, o depășire frumoasă, aruncă însă peste poartă. Multe ratări ale Romanului. Chiar și după timeout-ul pe care l-a cerut Dumitru Mușii, acum scoate Timoșenkova aruncarea Mariei Șteriova. A fost junioara lui Cometal, a jucat și la echipa mare, a jucat la Prilep, de asemenea la Vardar, care a obținut bronzul Ligii Campionilor în 2014, apoi în Ungaria la Vaci Fehervar, în Norvegia la Volda și în Turcia la Kastamonu. Iată România, cincea țară în care joacă Maria Șteriova. O jucătoare foarte ambițioasă și o jucătoare decisă tot timpul. O jucătoare care în general știe ce să facă cu mingea atunci când o primește. Acum i-a pasat Dianei Druțu, care înscrie. Diana Druțu Munteanu. Momente foarte bune de joc pentru Dunărea Brăila. Diana Druțu e născută la Galați, a jucat la CSS Galați, la Tomis, Oțelul, Corona Brașov și Roman. Are și 15 meciuri în Naționala România. A fost golgheter al ligii în 2012, atunci când juca la Oțelul, 182 de goluri. Cartonaș galben pe care îl primește Șteriova. Dunărea Brăila a pierdut ultima etapă la Vâlcea, 21-31. 3 victorii, un egal și 3 înfrângeri în 2018. Cartonaș galben pe care l-a primit între timp Florentin Pera. În 2018 a câștigat doar cu 3 victorii, un egal și 4 înfrângeri
pe teren propriu. A câștigat acasă doar cu Danubius, Galați, Slobozia și Universitatea Cluj. În etapa viitoare va juca la Slatina și în sferturile de finală ale Cupei României cu Bistrița. A reușit să învingă Măgura Cisnădie 28-23. Iată două echipe care au eliminat în optimile de finală ale Cupei României două echipe de pe podium sau din apropierea podiumului. Măgura Cisnădie și Craiova. Druțu blocată de Carmen Stoleru. Aruncare de la 9 metri, execută Șuțca. 11-8, am intrat în ultime 10 minute din prima repriză, moment în care antrenorul Florentin Pera, tânărul antrenor, 38 de ani are Pera, cere time-out. O veste bună pentru Florentin Pera, primită înaintea partidei, faptul că și-a revenit Diana Xinte, care a fost operată la genunchi, condițiile în care Axinte a fost cea mai bună marcatoare a dublei cu Biasen din Cupa EHF. 20 de goluri le-a înscris norvegiencelor. Cea mai bună marcatoare este însă Alina Țeții, 92 de goluri înaintea acestei partide. În principiu, la cum a început, am văzut-o, are deja 3 goluri până în acest moment, ar putea ajunge la 100 de goluri. Problema Dunării Brăila este în atac, abia penultimul atac din Liga Națională, doar 22 de goluri înscrise în medie pe meci. Nici Roman nu stă extraordinar. Cel mai bun atac, evident, CSM București. Brăila, a șasea apărare, 23 de goluri și jumătate în medie primite pe meci. Roman, a șaptea apărare, 25 de goluri primite. Cifre oarecum asemănătoare pentru cele două echipe, care spuneam sunt despărțite de un singur punct în clasament. Dacă Brăila câștigă, va depăși Romanul și va ajunge la 2 puncte de locul 6 ocupat de Zalău. De Souza, Stoleru, Toșcovici. De Souza, Stoleru, iată pe Iuganu. Foarte bine se descurcă Toșcovici și obține aruncare de la 7 metri. Nemulțumit portărița Brăilei, Adriana Medvedova, 25 de ani are slovaca. Rezerva sa este Bianca Aron, de 18 ani. Execută Ana Maria Simion. Oh, pe lângă poartă. Foarte multe ratări pentru Roman în această primă repriză. Mingea a atins-o pe Medvedova. E intervenție foarte bună a jucătoarei din Slovacia. Un portar înalt, 1.84. 11-8 în atac Dunărea Brăila. Geana Ilina conduce atacul brăilencelor, dar cea care înscrie este din nou Șteriova. Cartonaș galben pe care îl primește Ionela Dinu Simion, fostă jucătoare a Rapidului, a CSM-ului, cu care a reușit promovarea în Liga Națională și în cele din urmă a Ploieștiului. 12-8. Stoleru, de Souza, foarte bine o angajează pe Iovănescu, faultată Alexandra Iovănescu. Fi aruncare de la 9 metri. Toșcovici îi pasează lui Carmen Stoleru, care este faultată. A încercat să-i facă un culoar Alexandra Iovănescu, s-a bătut frumos fica fostei mari handbaliste a României, Simona Manea. Pivot a jucat 171 de selecții naționale a României.
pe Souza. Aruncă și înscrie de Souza. Frumos golul marcat de Miriam de Souza. Fiind Brăilecele în atac, a ratat Gianna Ilina. Stoleru, bruscată de Șteriova, care primește eliminare de 2 minute. Corectă, în opinia mea, decizia celor doi arbitri. Intrare hotărâtă a Mariei Șteriova. Au lăsat avantaj cei doi arbitri. Au ratat jucătoarele Romanului și vor avea mingea cele de la Dunărea Brăila. Iese portarul la schimbare. A intrat o jucătoare de semicer, Corban, în centru. A trecut Ilina în interstânga, Diana Druțu rămâne interdreapta. Corban, Druțu. Mingea a trecut la acest atac și pe la Cătălina Preda, extrema dreaptă. Uitate extremele la Brăila în această primă repriză. Gol frumos marcat de Diana Druțu Munteanu. Stoleru, Miriam de Souza reușește să înscrie. Numele său întreg este Ana Miriam de Souza do Espírito Ferreira. Durează cam jumătate de atac. Pronunțarea întregului nume al Interului stânga portughez. Din nou Diana Druțu, combinat cu Corban, întoarce pentru Druțu. Corban, Corban, ce depășire frumoasă și gol marcat de Daniela Corban. Excelentă depășirea fostei jucătoare de la Corona Brașov. Acum de Souza scapă mingea și face și a doua greșeală. Îi pune mingea în brațe. Ilinei, noi am văzut golul marcat spectaculos de Daniela Corban. Să sperăm că va fi ocolită de acum încolo de accidentări și va reuși să își arate clasa remarcată de mai toți specialiștii încă de pe vremea de când era junioară. Oh, atenție la această fază. A lovit-o Diana Druțu pe Teia Ferfolia. Între timp au reușit să înscrie cele de la Roman. Simion a marcat. Frumoasă fenta de pas făcută de Ilina și golul marcat de ea pe un culoar liber. 3 minute și jumătate. Frumos meciul. Aceasta a fost aruncarea foarte puternică a Dianei Druțu, care a lovit-o pe slovena de 26 de ani, Teia Ferfolia, o jucătoare care a venit din Elveția, de la Thun. Stoleru, de Souza, Iuganu, de Souza, Stoleru aruncă, dar apără Medvedova. Rămân în atac jucătoarele Romanului. Angajată foarte bine Iovănescu, reușește să înscrie jucătoarea de 30 de ani, Alexandra Iovănescu. O să încerc să mă obișnuiesc să le spun jucătoarelor după noul nume, cel luat în urma căsătoriei. De exemplu, Iuganu este Popa acum. Nu mai vorbesc de Toșcovici, dar deocamdată obișnuința este mare. Munteanu. Diana Druțu Munteanu obține aruncarea de la 7 metri. Încă 2 minute din această partidă.
pe Digisport 2. După meci urmează un duel foarte interesant din semifinalele Cupei Italiei, Juventus-Atalanta, iar de la 20:30 meciul dintre Getafe și La Coruña, gol marcat de Șteriova de la 7 metri. Pe Digisport 1, într-o oră, începe meciul dintre Hermannstadt și FCSB. De văzut condițiile meteo și starea terenului la ora disputării jocului. Tot pe Digisport 1, de la 21:45, cealaltă semifinală a Cupei Italiei, Lazio-Milan. De la 21:45 pe Digisport 3, meci din Cupa Angliei, Tottenham-Rochdale. Handball vom avea mâine, dar în Liga Băieților, de la ora 17 pe Digisport 3, Poli Timișoara Dinamo. Un meci important pentru podiumul Ligii Naționale. Gol marcat de Oana Chitacu pe contraatac. Foarte bună lansarea Adrianei Medvedova. Tot mâine de la 18:45 pe Digisport 3, Dunărea Călăraș Minaur Baia Mare. Sâmbătă și duminică, meciuri din cupele europene pe canalele Digisport. Sâmbătă de la 15 pe Digisport 1, Craiova Lada Toliati, iar duminică de la 15:45, de asemenea pe Digisport 1, CSM București cu Midtjylland. Gol marcat de Ana Maria Simion. 17:13, am intrat în ultimul minut al primei reprize. O frecvență bună pentru cele două echipe, un gol pe minut până acum. Șuțca Șteriova își face loc și reușește să o învingă pe Timoșenkova. 18:13. Va termina prima repriză în față Dunărea Brăila și încă la o diferență liniștitoare. Încă 5 secunde. Mai au timp să arunce o dată la poartă jucătoarele antrenate de Dumitru Mușii, care va trebui să schimbe ceva pentru repriza a doua, pentru o revenire spectaculoasă. Deocamdată se termină prima repriză. Dunărea Brăila conduce Romanul cu 18:13. Un meci frumos, un meci cu goluri multe, un meci care va aduce cu siguranță spectacol și în repriza a doua. Revenim.